Cătălin Crișan avea dureri insuportabile și a fost operat de urgență. A fost supus unei intervenții extrem de dificile după ce a trecut prin chinuri groaznice. Cătălin este chiar acum în legătură directă cu noi. Bună ziua, Cătălin, și îți mulțumesc pentru intervenție. Pe rămâna, bună ziua, cu drag. Spune-ne, te rog, ce s-a întâmplat. De ce ai ajuns pe mâinile medicilor? Mie îmi pare rău, eu n-am vrut să se afle, dar am vrut neapărat să-i mulțumesc domnului doctor neurochirurgul Cristescu, Mihai Adrian, pentru că dânsul m-a operat și merită să știe lumea că avem doctori excepționali. Ce s-a întâmplat? Practic, teoretic, inițial n-ar fi trebuit să fie decât ceva banal. Multă lume suferă de hernie de disc și se operează, numai că întotdeauna la mine când e vorba despre o problemă medicală, totul e atipic, ca să nu spun invers, pe dos. Practic n-a fost o hernie simplă, a fost o hernie laterală. Eu am terminat Institutul de Teatru, deci nu am cunoștințe medicale, dar am înțeles că fiind laterală e total atipică, tot foarte rară și greu de ajuns la acel sau acei. Din acest motiv n-a avut curaj să se implice vreun neurochirurg? Nu e vorba neapărat de curaj, e vorba de experiență și faptul că aceste operații se fac extrem de rar, probabil că n-au fost 100% conviși. Am încercat și infiltrații, două. Eu mai am o problemă extrem de mare, ca să nu spun gravă, la mine nu prind anesteziile locale. Eu știam de la stomatolog lucrul acesta și au fost încercate, nu de către doctorul Cristescu, de alți medici, chirurgi, sau nu neapărat chirurgi, au încercat să prin acele infiltrații care n-au avut absolut niciun rezultat. Cătălin, dar care erau simptomele pe care le aveai? Da, inițial, ca la toată lumea, durere de spate, până s-a dus durerea spre piciorul stâng, după care, practic, am fost aproape paralizat, da, deci la un moment dat n-am mai putut să mă mișc absolut deloc. Și durerile, cum să vă spun, eu sunt un tip care am făcut sport, am făcut arte marțiale, m-am dat cu mașina peste cap, am avut accidente, adică nu sunt un tip care să mă sperie de durere. Dar se spune că Dumnezeu îți dă atât cât poți să duci. Și am putut să duc, chiar s-a mirat chirurgul Cristescu, că m-a întrebat, după ce a văzut remeneul, ce, dar de când stai așa? Zic, de 2 săptămâni. Ce, nu vorbesc serios, de când stai așa? Zic, de 2 săptămâni. Și păi nu se poate, ba, se poate. Bine, dus cu pătura, dus de 7000 de inși, dat jos în mașină, pus pe pat, deci la un moment dat nu mai puteam să stau în absolut nicio poziție. Și după ce a văzut remeneul, practic, la nici 24 de ore m-a operat. Operația a fost una, bănuiesc, dificilă. A fost extrem de dificilă, mini-invazivă, ceea ce iar e foarte important, dar după ce mi-a povestit cât s-a tăiat acolo, pentru că au fost mai 2 nervi din cameră, dacă am înțeles eu bine, afectați, nu numai unul, și am înțeles că problema mare a fost faptul că este, sau a fost, laterală. Asta am înțeles. Nu știu nici eu exact să vă spun ce înseamnă lateral, adică nu e normală. Nu e jos. E pe lateral, că de-aia se numește lateral. Cât timp ai stat în spital, Cătălin? În spital n-am stat mult. Am stat 4 zile, dacă nu mă înșel. Da, 4 zile am stat. Mă rog, cu oxigen, cu tot acâmul. A fost interesant, nu m-am plictisit. Dar cu un personal extraordinar și nu numai față de mine, să nu se creadă acest lucru. Absolut toți pacienții care erau acolo erau tratați la fel, cu multă grijă, cu mult respect, cu oameni educați, indiferent de nivelul de pregătire a lor. Și, repet, doctorul Cristescu nu numai că e un chirurg extraordinar, dar e un om senzațional, cu un suflet foarte mare. Și între timp am devenit și prieteni. Dar după ce a ieșit din spital, în ce anume a constat recuperarea? Păi nu, constă și acum. În primul rând au fost 22 de pastile pe care le luam în fiecare zi, însemnând de la, ce să vă spun, pentru durere, beurile acelea care folosesc, am înțeles, la refacerea nervilor afectați. Plus, asta a fost interesant, am făcut și 10 zile de injecții în burtă, anticoagulante, vedeți că mă pricep acum, mi le-a făcut prietena mea, care nu făcuse în viața ei nicio injecție,
Ne-am distrat, a fost foarte interesant. Încet, încet s-au diminuat și pastilele, și antibioticul, și tot ce implica sau a implicat această intervenție chirurgicală. Dar ce nu ai voie să faci acum? N-am voie să ridic, n-am voie să fac mișcări bruște. Problema e că deocamdată nu pot să ridic nici o sticlă de apă de 2 litri și au trecut 3 luni. Dar mi-a spus că se va întâmpla lucrul acesta 3, 4, 6 luni. Dar de o lună și jumătate am revenit pe scenă, am cântat. Voi cânta în Grecia, acum mă plec în Italia, dar ușurel. Norocul meu mare este că nu cânt rap. Deci nu trebuie să dansez, stau întepenit pe scenă, ceea ce e bine, că stilul meu de cântat nu implică dans. Dar în acest moment cum te simți, Cătălin? Sunt bine, eu sunt tip extrem de optimist. Adică știu că mai există dureri, știu că a fost o intervenție extrem de complicată. Mi-a spus de la început doctorul Pistescu că să am mare grijă, că marea majoritate se întorc pe masa de operație pentru că n-au grijă la recuperare, câteodată e mai grea recuperarea față de operația în sine. Și încerc să am grijă. Dar cine ți-a câteodată fost? Câteodată mai uit. Cine ți-a fost alături în toată această prietena perioadă? Mea. Prietena mea, părinții mei, Daria, fata mea, care a fost și la spital și mi-a scris biletele, s-a cam speriat ea când m-a văzut cu toate alea în nas. Aveam 7.000 de perfuzii, 7.000 de... A fost haiosă treaba. Eu nu sunt tip care dramatizez și n-am făcut niciodată, dar n-am stat în spital în viața mea, în afară de apendicita pe care mi-a rezolvat-o profesorul Beuran acum vreo 25 de ani, eu n-am stat niciodată în spital. Uite că a fost necesar, e bine că ești ok în aceste momente. Îți mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Vă mulțumesc pentru grijă. Îți urez multă sănătate. Vreau să 10 secunde vă mai rețin. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt pe Facebook și tuturor care mesajele pe care le-am primit. Mi-am dat seama că există mulți oameni în această țară cărora le pasă de mine și asta înseamnă că n-am trăit degeaba și că las ceva în urmă și că am făcut mai mult bine decât rău. Foarte frumos spus, Cătălin, există cu siguranță foarte mulți oameni care te iubesc și care îți sunt alături, iată că s-a dovedit acest lucru. Sănătate multă, îți urez și abia așteptăm să te revedem. Mulțumesc. Pe scenă. Și vouă emisiuni frumoase și cu multă audiență. Mulțumim tare mult! Numai bine!